ce s-a întâmplat la USR Plus? De ce nu au mai mers rotițele în ultima perioadă? Și cum a ajuns în situația de a fi depășit de un partid nou înființat? Da. Jumătate de an, un an de zile. Poate fi o explicație generică, foarte simplă. Una este construcția unui partid, coagularea unui mesaj foarte viguros, să spunem, critic la adresa guvernării, a guvernării de stânga, a guvernării PSD, care a permis, repet, USR Plus să crească și să se consolideze, reușind totuși o performanță în politica românească, să construiești de la zero un partid nou și după al doilea ciclu de alegeri să ajungi să formezi o coaliție de guvernare și să fii un reprezentant important în această coaliție. Dar exercițiul guvernării este cu totul și cu totul altceva. Sigur, e și o concurență între USR Plus și PNL pe un anumit bazin, pe acest bazin electoral să-l denumim generic și convențional de centru-dreapta, deși e mai complicat dacă intrăm în detalii. Au fost și o serie de, poate, mici crize de credibilitate, fie cauzate de eșecul până la urmă unor lideri cu vizibilitate. Fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, apreciat în interiorul acestui partid, dar care nu a reușit să convingă, a intrat în conflict cu în interiorul acestei coaliții și în cele din urmă, mă rog, s-a ajuns la demiterea sa. Deci, din acest punct de vedere, evident că a fost un recul care a afectat inclusiv susținerea electorală pentru acest partid. Starea oricum de incertitudine care planează în continuare într-un mod poate inexplicabil cu privire la activitățile anterioare ale liderului USR Dan Barna, inactivitatea, absența practic a lui Dacian Cioloș, cumva care ar fi trebuit să fie locomotiva acestui partid. Dacian Cioloș pare că, sigur, este la Bruxelles, ocupă o poziție importantă și onorantă inclusiv pentru România, aceea de lider a unui grup parlamentar important, dar în același timp și lider al unui partid european important, dar în același timp absent, foarte absent din politica românească, din dezbaterea curentă și nu doar din cea curentă, ci și din măcar temele mari. Nu-l vedem, sau cel puțin eu nu am remarcat prezența domnului Cioloș foarte activă. Toate aceste elemente luate împreună au dus la această situație în care USR Plus este în acest moment al patrulea partid din România și cu o ușoară tendință de a crește distanța față de AUR.